Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, a început deșteptarea, au venit americanii. Bună dimineața. Neața. Mă gândeam dacă, dar noi nu putem să vorbim despre ce vorbeam noi aici, pentru că vorbeam despre o marcă, dar Luca m-a deturnat total. Hai că poate ne gândim cum să vorbim despre asta. În rest, într-adevăr, au început să aterizeze elicopterele americane în România, peste tot. Au aterizat, a aterizat un elicopter militar american, Apache, nu știu ce, un Apache. A venit Rambo. Da, pe un câmp, ăla e super elicopter. Nici nu știam că aveam elicopterele astea în România. Erau vreo 5 Rambo pe lângă el, se învârteau. Nu știau de unde să-i ridice capota. Băi, da, a aterizat pe un câmp lângă Pecineaga. Pecineaga, în Constanța, deci a început marea migrație la Marea Neagră. Practic. Băieții au tras pe dreapta acolo. În acest moment, aseară, nu se știu, relatează Constanța News, motivele pentru care elicopterul, model AH-64 Apache, a fost nevoit să aterizeze pe terenul agricol, chiar în apropierea drumului. Eu cred că opriseră la poză cu rapiță. Cel mai probabil, da. Da. Incidentul a fost, deși cineva mi-a atrage atenția din regie, că era floarea soarelui, câmp de floarea soarelui, nu era de rapiță. Uh-huh. Nimic, au oprit la bomboane agricole, na. Ce o să fie? Să facă plinul. Da, și evident incident, să facă plinul. Plinul cu floarea soarelui. Buzunare. Ducă în bază. Se deschid stadioanele acum, știi? Da. Să fie necesar. Crezi că și ei trag pe dreapta în câmp așa și mai încolo iau câte o floare de aia mare și se ducă în bază și o scutură. Mai avem semințe? Nu mai, Joane, ia mă, elicopterul ăla așa și anul mai mișcă în culunile. Oricum alea o se vândă bine că nu-s mișcate deloc, cred. Do we have semințe? Not anymore. No, not anymore. Go pick some semințe. Haide. Where from? From Pecineaga. From the camp. From the camp, mă. Poate o stare să reluăm gata prăjite, că nu mai sunt și arsele. La înțeleg că au venit ajutoare foarte repede la... Da. Au venit ajutoare ai naibii ai noștri, au trecut băieții, treceau băieții, știi, cu mașinile lor pe GPL-ul și i-au luat la mișto pe americani. Normal. Aveți nevoie de ajutor? Hello? You need gas? You need gasoline? Everything's okay, okay. Ce bă, au rămas fără benzină, vă mâncați ești gurată. Mai aveau ceva petrol curat. Asta e, mâncați ești gurată. O să văd, dacă erau ruși, nu-i întrebai, îți garantez. Americanii mai întreb, dar la rușii nu te apropiai de ei. Rușii își luau ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.